Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această seară. Invitatul nostru de astăzi este un om al faptelor, veți vedea. A organizat numeroase acțiuni de binefacere, a construit biserici, a ridicat case, dar mai multe ne va spune chiar el. Domnule George Becali, vă mulțumim pentru găzduire în primul rând și pentru că ați acceptat invitația noastră. Domnul să ne ajute, să ne dea putere să avem cuvânt de mărturisire pentru oameni. Familia dumneavoastră are o poveste foarte interesantă. Știu că bunicul dumneavoastră din partea tatălui era a român originar din Albania. A fost strămutat în Cadrilater în 1928. După tratatul de la Craiova din 1940, familia a fost strămutată din nou lângă Călărași, după al doilea război mondial, strămutată în Banat, după care ajunge în Orăgan, mai exact în județul Brăila, acolo unde v-ați născut și dumneavoastră. Ce v-au povestit părinții despre perioada aceasta? Cât de greu le-a fost? N-aveau siguranța zilei de mâine? Ce trai aveau? Ei erau ca și cu cortul. Adică, păi tu dai seama, deci niciodată n-au avut o casă. Adică făceau o casă și după 5-6 ani, bine, casă din chirpic sau din nu Ca și au stat acolo și la Frumușița la Galați și la Zagna, la Brăila, unde m-am născut eu. Bine, tata era un om foarte puternic, un om foarte băgăreț, se descurca repede și făcea repede o casă și avere. Avere mă refer la 50 de oi, 30 de oi, doi porci, două vaci. Nu avere mare. Că era avere asta. De ce? Pentru că nu aveau din ce trăi la vremea. Mie tata făcea comerț, făcea și bani, multe lucruri. Dar acum ne apucăm să vorbim despre tata sau despre familia mea. Aici vorbim despre cum a spus despre fapta bună. Mărturisire nu e ca să mărturisim ce a adus o familie a lui Becali. e ca oamenii să înțeleagă ceva în Hristos. Dar am vrea ca până, până ajunge la partea aceea a vieții dumneavoastră să-l cunoaștem pe omul George Becali, să vedem ce ați moștenit de la părinți. Păi, da, eu câteodată de exemplu, câteodată de exemplu zic așa, de unde atâta binefacere și atâta bine în capul meu, că tot binele în capul meu. Păi mie a avut Hristos de mi-a dat toate și avere, și fizic, și familie, și copii, și nevastă, și toate. Ați avut întotdeauna avere? Dintotdeauna am avut avere, pentru că tata era, cel mai puternic toată, din toată comunitatea. Când a venit, apropo, când venit la București, de la Brăila la aici, la București, au bătrânii, au văzut bătrânii între ei și au zis, domne, hai să-l chemăm pe tase. Tata era, tata era tânăr, bătrânii au venit între Și la băi, vii, Că dacă nu vii tu, nu ne mutăm. Toată comunitatea nu se poate face comunitatea fără tine. Deci îți dai seama. Deci bătrânii nu putem să facem comunitatea fără tase. Adică și tata a zis, băi, eu vin, dar nu trag la sorți cu voi. Că te trăgea la sorți, adică loturile de casă. Eu iau la șosea și pe urmă voi puneți la sorți. Bine, e mult de discutat pe asta, dar n are rost. Dar de unde bunătatea la mine? Băiat, fratele mamei, mort pe front. A venit bunicul meu după 10 ani cu o valiză de bani. Și atunci toată comunitatea se, îm... se împrumuta de la el ca să se facă mai mic sau mai mare în buletin. Că nu mai plecai pe front. El a spus dacă ne facem toți mai mici sau mai mari, păi cine luptă pentru țară? Și a plecat pe front și n-a mai venit. Fratele lui tata, 15 ani de pușcărie. Bunica mea a rămas la. 20, la 30 de ani a rămas uh, văduvă. Și în momentul ăla când a rămas văduvă și a scos cercei și verighetă și tot. Și a zis, gata, viața pentru mine nu mergea nici măcar la ziua nomastică. Sau nu mergea nici la nuntă, măcar cu verișorii ei, cu familia. Că și-a băgat batic negru în cap și gata. Păi păi dacă de exemplu se îmbată... Dar, dar de ce bunicu îi spuneam eu? Păi dacă se îmbată un bărbat și fără să-și dea seama, vine și mă pupă pe față. Păi, demnitatea de și onoarea mea nu mai vreau să trăiesc. Așa era lumea cu demnitatea înainte. Spuneați că mama dumneavoastră atunci când era însărcinată cu dumneavoastră se ruga să aibă un băiat. Păi, da, ea se ruga să aibă un băiat. De ce? Pentru că tata fiind cel mai puternic și mama și prea frumoasă, adică mama era o, și o mare frumusețe, veneau oamenii numai să o vadă, adică nu mai vreau să o vadă, atât de frumoasă era mama. Și tata era un băiat frumos, bărbat tot așa frumos, și spuneau, a, a avut două fete. A, ah, păi o să fac încă o fată și o să-i mănânce ginerea averea. Era tradiție la noi, la români, atunci cu băiat, 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 băiat. Și acum. Mai multe mai este. Și mama a zis că nouă luni când a rămas însărcinată, a zis, a plâns în fiecare noapte și s-a rugat la Dumnezeu și a zis, Doamne, să-mi dai un băiat, să nu mai râdă de mine, un băiat cu stea în frunte. Și spune mama, acum, cu stea în frunte te-am cerut, așa mi te-a dat. De ce credeți că v-a însemnat tocmai pe dumneavoastră Dumnezeu, cu stea în frunte? Din cauza chinurilor familiei mele. Toată suferința familiei, a bunicii, a bunicilor, tot și tot. A luat tot bine și a zis, voi da ție. Și am să revărs toată suferința familiei tale ție. Așa a făcut. Înțelegi? Pe altă explicație nu, a, nu există. De unde? Că vorbeai, de exemplu, de fapta bună. Și fapta bună, e adevărat că faptele bune sunt mai multe. Și credința, și merge la biserică, și dreptatea, și pacea, și mai multe sunt faptele bune. Numai că fapta cea mai mare este dragostea și milostenia. Milostenia care eu am primit-o, că de unde? E pentru că milostenia este harismă. Milostenia este mai mare decât învierea morților. Adică dacă ai darul de a învia morții, zice că sunt Ioan Gurădeau, nu eu. Zice că îți dă Dumnezeu cu puterea lui. De deci ce ești dator lui Dumnezeu pentru că ți-a dat putere să înviezi un mort? Pe când milostenia e mai mare pentru că milostenia îl face dator pe Dumnezeu. Iar mie mi-a dat -o. Bine. De la milostenie, este Maica Dragostei. Zice că milostenia este negoț. Și mi-a dat-o mie Dumnezeu. Nu e negociere. Ca să ne înțelegem, e negoț. E diferență între negoț și negociere. Dar este un negoț făcut deja. Cu pe care Dumnezeu l-a promis și cu milostenia cum cerul. Adică nu negociez cu Dumnezeu să cumperi cerul. El a spus așa, Cine dă un pahar de apă, dacă nu are mai mult, mie îmi dă. Veniți binecuvântații tatălui meu, de în împărăția. De ce? Pentru că am fost dezbrăcat și mai îmbrăcat, am fost flămând și mi-ai dat să beau, am fost bolnav și ai venit la mine la spital, ai fost în și ai venit la mine, ai fost trăit mai primit în casă. Dacă ai făcut astea, mie mi-ai făcut. Le-ai făcut pe astea? Îl ai făcut și l-ai făcut lui Dumnezeu, l-ai făcut dator pe el. Deci e mai mare milostenia, milostenia e mai mare ca fecioria. Zice eu, am gură de aur, nu eu. Păi de ce? Păi pentru că prin feciorie nu poți câștiga împărăția. Apoi milostenie o câștigi. Zice că fecioria este flacără. Milostenia este combustibil. Deci ea flacără, eu dacă am combustibil pot să ard. Pun un fitil, dar dacă n-ai combustibil pus, ai tu ce vrei tu, fecioarea nu merge, nu poți fără ea. Că își pune și pilda celor 10 fecioare, cele 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Și zice, doamne, păi da' duceți-vă și cumpărați-vă, unde? De unde cumperi? Unde lemnul ăla, la care se referă alea 5 fecioare? Ăla se cumpără, duceți-vă și cumpărați-vă. De unde? De la cei ce vând. Și cine vinde? Unde lemnul ăla? Îl vând șchiopii, îl vând dezbrăcații, îl vând fometații, îl vând preoții care au nevoie de bani la biserică, îl vând bolnavii, ei îl vând. Când le dai lor și cum un de lemnul. Vezi cum este milostenia. Mai zice după aia că milostenia, auzi cum este milostenia. Că de aia e cea mai mare și cea mai mare carismă din toate. Păi milostenia te duce lângă totul Dumnezeu. Și zice lui Cornel, lui Sutașu, care s-a întâmplat? Păi ce doamne? A zis, domne, deși ai multe păcate, pentru că a stinge toate păcatele. Milostenile tale și rugăciunile milostenile tale. Deși ai multe păcate, ține cont, deși ai multe păcate, milostenile tale te-au dus în rugătorul lui Dumnezeu. De ce? Păi pentru că milostenia ia străbate cerul, este ca o buregină care ia, se plimbă și trece până palat, nu oprește nimeni, nu poate fi oprită de nicio putere a cerului. Mirosenia. Noi le câștigăm pe virtuți una după alta. Noi nu le putem lua pe toate dintr-un foc sau pe cea mai mare. Că zice Nicodim Aghiurutu, dacă vei câștiga pe mama virtuților, dacă o vei afla și nu o vei câștiga întâi pe ea și te vei duce să câștigi pe fiicele ei, adică pe celelalte virtuți care nasc din ea, vei fi mâncat de ca și viperle. De ce? Pentru că ele se câștigă în trepte. Nu poți să câștigi dragostea Dumnezeu, care e ultima și cea mai mare virtute, înainte să câștigi frica de Dumnezeu. Că faptele se câștigă în trepte. Vezi, prima dată e, e, frica de Dumnezeu și după aia dragostea de Dumnezeu. Ca să câștigi dragostea, zice că Ioan Gurădeau. Eu pe păi, el îl iubesc adică îl cel mai mult este milostenie, este mai ca a iubirii, care este cea mai mare dintre toate. Cum o definește Sfântul Apostol Pavel pe dragoste? Adică pe iubirea asta care o cerem noi toată ziua. Toată lumea la televizor, n-ai văzut. A, da, trebuie să iubim mai mult. A, pă, dar trebuie să iubim mai mult. A, păi, trebuie... A, iubire! Păi, bă, păi, de unde e iubire? Păi, ce iubire așa? Te duci pe dacă mă o găsești. Ce vorbești, mă? Păi iubirea se câștigă, bă, toată dragostea. Cum se câștigă? Întrepte. Păi în primul și în primul rând nicio virtute, după părerea mea, nu, am citit în Ioan de Aur. Asta este, eu ce vă spun acum, vă spun în Ioan de Aur, vă spun în Sfinți, dar spun lucruri care mie mi s-au întâmplat cât de cât, cu o intensitate, că adică cât de cât mic. Pentru că nu se poate câștiga nicio virtute, nimica. Fără biserică. Băi, nu te duci la biserică? Apoi să te dai tu de pământ și să citești tu ce vrei tu. Băi, nu câștigi nicio virtute. Le ai, că de Dumnezeu, ai da, Hristos după cum a avut fiecare. Că o ai carisma, dar ce te să o și primești și să o și lucrezi. Că deja, băi, eram eu milostiv. Dacă nu lucra milostenia. Că dacă a lucrat-o milostenia, mi-a dat și a născut dragostea. Și dragostea ce înseamnă? Păi dragostea înseamnă că nu cauți ale tale. Cauți ale, ale aproape Nu? Și atunci, când ai primit dragostea, vezi cum zice Sfântul Apostol Pavel, ce definiție îi dă el, Sfântul nu îi dă o definiție de fapt. El spune așa, de a vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, Adică în toate limbile, că pe vremea aia, vorbit în limbi era o virtute. De ce? Pentru că se mărturisea, se provodea credința. Și era o virtute. Acum nu mai. Dacă dragoste nu am, făcutu -o, o sunătoare măsunătoare, chimval răsunător. Chiar de a ști toate prorocile și toate științele, de le-a ști și de a avea credință cât să mut și muți, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Deci îți dai seama, Polorocile și știința și credință, cât să mută și munce de cea, dragostea, adică atâta o compară ca să-i dea o definiție maximă la dragoste. Pentru că dragostea e Dumnezeu. După aia merge mai departe. Și ce chiar de a-și da toată avuția mea, de a-și împărți o, nu de a da. Că e diferență între a da și a împărți Chiar de a-și împărți averea mea a și a da trupul meu să ardă și dacă dragoste nu am, nimic nu folosește. Câtă dragoste aveți dumneavoastră, domnule George Becali? Dragostea nu o poți măsura. Eu știu că o am. Doamne, iartă-mă că îmi permis să zic asta. Cum o simțiți? Dacă, de exemplu, sunt niște săraci. Și eu, de exemplu, trec și nu le dau nimic. Că nu pot, că dacă se sunt aici. Și le-am fixat zi. Și plec. Sau dacă, de exemplu, văd oameni fără picioare și ajut, le dau, dar după aia plec mai departe, eu în mașină plâng. Păi de ce plângi? Păi plâng și vorbesc cu Hristos, Doamne, pentru ce ai făcut așa? Și fine să plâng. Dă-i de, de milă. Vezi? Milostenie. De la milostenie s-a născut dragostea. Înțelegi? Dragostea ți vorbești cu Hristos, ți plac Hristos. Țip la ca Domnului. Mă, nu țip, că nu țip cu gura, țip cu inima, de se sufoci. Asta înseamnă dragostea. Inima ta se sufocă din dragoste, vorbești cu Hristos. Cu El vorbești, țip la El. Asta înseamnă dragostea. Dragostea, de exemplu, era o fată la o a oprit o A de ce ai mă cu ea? Că nu știu ce, a făcut, nu știu ce, avea carnet începătoare. Și eu am oprit, ia mă cât amendă, trei, ia 300 de lei, na, nu mai, cu tare, e ci carnet, hai pleacă, mă las. Zice, păi domnul Becali, mă iubești, pe... De ce bă, mă saluți așa și vă cu Că vă iubesc pe Dumnezeu asta, mă iubești pe mine? Bă, dacă mă iubești pe mine, la o pe aia. Am plecat mai departe, am rezolvat și am început să plâng. Cum Doamne, da mie e puterea așa să salvez oameni? Asta este dragostea, vezi? Mi este dragostea. Da! Dar vezi tu, eu caut dragostea aia cea mai mare. Că eu odată l-am întrebat eu pe dragostea de Dumnezeu, de ce? E pentru că eu vreau maximum. Eu nu sunt mulțumit cu atâta. Eu am fost lacom în viața mea și de la lăcomie a făcut Hristos că zice că schimbă Dumnezeu patima și o pune în slujba lui Hristos. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de la lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Adică cum? Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos. Și ce înseamnă la cum de Hristos? Eu vreau un tron. Dacă zice așa, zice Dumnezeu Dumnezeilor. Dumnezeu în adunare zice în psaltire, care este toată legea și ptorocii. Așa zice. Psaltire, toată legea și ptorocii. Zice Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeilor. Dumnezeu în adunare mare a judecat. Între Dumnezei, cine sunt Dumnezei? Noi, oamenii. Că zice la psaltire. Dumnezei sunteți toți și fii ai celui preanalt. Iar voi ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii, muriți ca niște căpetenii cădeți. Păi dacă noi putem să fim, că ne-a făcut Dumnezeu numai pe noi, nici pe Îngerul nu ne-a dat ce ne-a dat nouă. Chipul și asemănarea nu ne-a dat nouă, la Înger cum ne-a dat nouă. Noi suntem mai valoroși ca toat, tot Universul, un singur suflet. Așa ne Dumnezeu. Și atunci, dacă m-a făcut Dumnezeu și îmi dă posibilitatea să Dumnezeu, eu asta vreau. Eu vreau să mă. Sunt păcătos, acum sunt la zero. Lumea zice, nu, că e credincios pe care ce credincios mă sunt zero. Mă. Și de ce sunt zero? Pentru că eu vreau, păcât cât avansez în credință, poate să-ți dai seama că ești zero. Și de ce? Pentru că eu și ce vreau. Eu vreau, eu vreau un în lui Dumnezeu, eu vreau să mă sfințesc și să fiu în lui Hristos. Eu vreau să, mă înfie, să fiu frate cu Hristos și să mă înfieze Dumnezeu să mă facă frate cu Hristos. Că pot asta, că așa zice. Și a zice și cei ce ascultă cei ce mă iubesc pe mine, zice Hristos, îl va iubi Tatăl meu și zice vom veni la ei și locași la ei vom face și vom fi Dumnezeu și vor fi mie fi și fiice adică noi și voi fi Dumnezeul lor. Și voi fi mie fii și fici. Păi dacă se poate asta, să fim fii și fici al Lui Dumnezeu, da, da, trebuie, ce vreau eu? Până dragoste, până milostenie, până dragoste, să le lucrezi? Și asta încerc să vină Hristos în inima mea să stea El și ce fac, să nu mai fac nimic, ca eu să fac El toate. Că zic Sfinții. Să gândim ca El, ca Hristos, adică să iubim ca El, să lucrăm și să voim după voia Lui. Așa vreau să fac. Acum sunt zero, repet. Doamne, iartă-mă, dar asta eu așa vreau. Păi dacă putem... Păi eu acum, de exemplu, eu, eu acum când stau cu tine, eu acum eu sunt... Nu mai ai ce nici putere. niciun demon și sunt îngeri lângă mine. Ca așa zice eu, am gură de aur. Că eu dacă am împărțit și dimineață, păcate nu am avut timp să fac. Că nu am avut timp. Că am plecat în m-am scos la șase, m-am împărtășit și nu am avut timp. Uite, la ce aici. Sfânta împărtășanie gonește demonii și aduce pe înger lângă tine. Adică ei acum am adus pe înger lângă mine. Dar sângele acesta adapă imediat sufletul, adică sângele lui Hristos. Și dă multă putere. Acest sânge, când îl primim cu vrednicie, eu l-am primit cu vrednicie. Adică nu e nimeni vrednic să ia sângele lui Hristos, dar am făcut ce scrie la carte. Adică, spovedoane, pocăință, post, îi îndepărtează pe demon și îi ține departe de noi și îl aduce lângă noi pe înger și pe Domnul îngerilor. Adică pe Hristos îl aduce, pe e Hristos lângă noi acum. Păi eu m-am părțit dimineața, e Hristos lângă noi și îngerii toți lângă noi. Ei mă învață cum să spun cu câtă putere, ca oamenii să înțeleagă. Ne-ați vorbit foarte mult despre milosenie. Ați declarat la un moment dat că o moșteniți mărinimia aceasta de la mama dumneavoastră. Nu. Hai să spun un lucru. N-a fost nimeni în familia mea așa. N-aveau de unde. Nu aveau atâta avere ca să facă mari milostenii. Strângeau. Înțelegi? Deci strângeau. Nu pot să spun că mă compar cu cineva, că nu, nu are rost să spun. Nu, nu, și nici nu vreau să mă compar cu nimeni. Eu singurul care vreau eu să fiu, care vreau, ca care vreau eu să fiu, ca care, chiar dacă fac cacofonie, că e mai frumos, e mai românesc, este Hristos. Eu vreau numai ca El să fiu. Nu vreau ca nimeni. Ca Hristos vreau. Păi dacă zice, zic Sfinții că putem să fim ca El, eu așa vreau eu să fiu. Ia, dacă să fiu ca el, trebuie să fac ce zice. O să le fac. Dar tot cu ajutorul lui, că altfel n-am nicio putere eu să fac. Nimic nu putem să facem. Când l-ați descoperit pe Dumnezeu? Eu, de mic copil, eram milostiv. Tata meu eu aveam 500 de ui, mai bătea pe ciobani, că se bătau, că nu știu ce. -i. Și când dădea cu biciul, eu luam ciobani în brațe. Vezi milostenia? Primeam eu bici, dar nu conta, mi-era milă de cioban, că îl bătea tata. Și tata nu mai dădea de dacă vedea de că dădea odată, era milos de dea cu piciu. Deci la apăram pe cioban. De deci, ce ai văzut milostenia? Sau, de exemplu, odată plecam la mare și aveam 3000 de lei, era bani mulți. Veneam lui Ceaușescu. Și am pus o, 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 o căruță, un om cu o căruță și cu măgăruși. Măgăruși, era mărât. Am oprit mașina, ia asta așa. Am ținut 200, a dat lui 2800. Și m-am dus la Constanța, m-am împrumutat, dar n-aș prieteni. Vezi cum este milostenia. Că ai spus, Dumne, ai spus, cum este dragostea, nu are unitate de măsură ea. Ea, ea este, este și cu asta basta. Nu e ceva care să poți să, să, o măsori. Nu există unitate de măsură la dragoste. Cum nici la timp nu există. La timp te există unitate de măsură? Și ce este timpul? L am văzut la voi, la Trinitas. Nu știam. Și a zis, am văzut la un episcop. A zis, domnule, timpul nu este timp. Nu păi, să stai mult puțin. Că de ce nu este timp? Păi, domnule, el nu este timp pentru că tot ce nu rămâne, nu este. Bogățiile mele, toate astea, tot ce fac, ce am făcut, pot, balale cot, nu este timp. Știi care este timp? Asta, timp, este a care vorbim noi acum. Și de ce este timp? Îți spun eu de ce este timp. Pentru că el rămâne și de ce? Pentru că de ce acolo și îl găsești. Când ai făcut interviu cu Becali și ai învățat pe oameni și cu îți ai stat și l-ai ascultat și nu l-ai întrerupt. Și te-ai dus și ai făcut un interviu cu Becali și Becali a zis, ai, cu da, și la mine asta ai timp. Oricare timp, o miliard de timp, care nu este în Hristos și nu e lucrare, nu este timp. Toate sunt deșertăciuni. Eu, de exemplu, mi-a dat mie Dumnezeu o mare haristă în ultimul timp, că zice, zic înțelepții. Alexandru cel Mare i-a -a dat, dat bani să-i aduc aminte de moarte în fiecare zi, ca să nu mai facă. Eu mi-a dat Dumnezeu harism acum în ultimul timp. Am început să mă gândesc în fiecare zi la moarte. Zic, cum e mă să te gândești la moarte? Mă gândeam eu, ce ai nebun? Cum să te gândești la moarte? Au trebuit la Dumnezeu, harismă. Că e harismă asta, le dobândește, am zis. Ele, ele, virtuții, ele, ele, cu cât câștigi una, cu atât au câștigi și pe ala, și pe toate și ele slăbesc toate patimile. Pe toate le distrug harismele. Se întăresc ele și rup patimile și nu mai au putere. Și atunci mai eu Dumnezeu mă gândesc la moarte în fiecare zi. Dacă mă gândesc la moarte în fiecare zi, cum vine câte ceva, sau gând sau chestie sau cutare, să dă de bogății sau afaceri sau cutare sau nu știu ce. mă gândesc la mă vine moartea. Ce mai am nevoie alta? Ce mai am nevoie de alți bani? Nu mi-a ajungă ăștia. Și stă mintea mea liniștită și nu mai se gândește că după aia intervine trufia minții. Cum? Păi da, dragi, ce Cum ne corupe ei pe noi? Că te duci și da, păi da, păi, păi, ce nu-ți vinovat? Păi da, cine nu-i vinovat? Păi da, e cu tare, tu mai mai pus, la judecată. Păi, nu, ce tu te-am pus eu? Eu doar te-am pus gând. Tu puteai să nu faci. Tu de ce ai urmat? Și el după aia vine. Și bă, pe care tu faci rugăciunea tu, Doamne, și Hristos, Doamne, și Hristos, mi ești, Ia asta, este educația mică de afacere. Și încep de aici, mică de afacere, să faci rugăciune la rugăciune în biserică, să te gândești la afacere. Ia că nu mai vreau o afacere, le termin pe toate. De ce? Ca să poți să fac rugăciunea. Dacă, pă, dacă vrei cu Hristos, ca lumea, acolo, pe lângă tron, trebuie să uiți toate ce lumești. Trebuie cu Hristos toate numai la cer. Sfântul Antonie cel Mare spunea că dacă ți aduci aminte, era de fapt un îndemn, aduce aminte că vei muri și nu vei mai păcătui. Păi da, păi da, păi da, mi-aduc aminte cum vreau să fac păcat. Mai aduc aminte, mor. Mi -aduc Eu stau în pat pe tare, mă gândesc. Cum o să fiu când o să fiu mort în coșug? Înțelegi? Și zic, dacă eu o să fiu mort în coșug, cum o să fiu mort în coșug. Nu mai o nu mai mă mișc. Toate sau. ce fac? Ce faci cu palatul ăsta? Ce, fac cu palatul ăsta? Ce e Ce fac cu el? Păi ce fac cu el? Uite, vă ce. Mort în coșul la revedere. Și atunci, pentru ce să fac eu la cu mie, să fac, să fur, să fac păcat? Pentru ce? Că dacă toate că dacă și frumusețe, zice Solomon, și tinerețea e slavă de șartă, toate. Tot ce nu rămâne, frumusețea nu rămâne. Tot ce nu rămâne, e slavă de șartă. Tot. Și atunci, ce am nevoie eu de ele? Voi nu le știți toate. Eu, de exemplu, la ora asta, că dacă tot vorbim de Trinitate, la trinitas. Uite la ora asta. ce săptămâna am dat. 200 de mii în Uganda, 150 de mii Congo, 100 de mii Rwanda și Burundi. Fac biserici ortodoxe acolo. Botează copiii. Vezi? Fac acolo misiune creștină. Forbes v-a declarat în 2008 cel mai bogat român. Dumneavoastră vă considerați bogat? Eu am dat un interviu la New York Times. Și au venit aici și m-au întrebat. Și am zis, voi eu sunt cel mai bogat din lume. Eu. Păi, eu spun, cum adică? Eu, cel mai bogat, ce Billy Gates, ce Rockefeller, Rothschild și cu... Cel mai bogat eu sunt. Eu, păi cum? Păi dacă nu mai am nevoie... Păi nu mai am nevoie, că mă gândesc la moarte. Mai am nevoie, nu sunt cel mai bogat. Bill Gates n-ai văzut când încă mai avea. Înseamnă că nu e cel mai bogat. Dacă tu mai vrei, păi tu dacă mai vrei, înseamnă nu e cel mai bogat. eu nu mai vreau. Gata. Dacă ești atâta, nu mai am nevoie de mai mult, cel mai bogat eu sunt. Că nu mai am nevoie. Gata. Nu sunt cel mai bogat din lume. Păi că nu mai am nevoie, mă, tată. Cum? Uite cum zice. Că fapta bună, milostenia, bucură mintea și veselește inima. Deci cu alte cuvinte că vorbim de bogăție acum. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor. Adică fericire. Nu există fericire fără fapta bună. Păi tu o să zic, păi da, bă, dar care a miliardele. Nu sunt fericiți. Au fericiri de moment când își fac poftele și plăcerile și distracțiile și vacanțele. Că zic că văd nu știu ce, vai ce frumos este energie, Egipt, am văzut nu știu ce, zgăria, nu. Deci, când ai văzut? 17 secunde, 15 minute. Cât ai văzut colinele? Cât ai văzut izvorul cu tare? Sau cascada, neagară, face ce frumos, cât? Ori! Vai ce bucuros, mie nu mă interesează. după aia, tu ce acasă te culci. Că nu, stai, nu poți să stai continuu un miliard de ani să te uzi la Niagara. Te duci acasă, te culci. Vine chinuirea chinului. De ce? Pentru că e un vierme, e conștiința care este în fiecare om pusă de Dumnezeu și care omul nu poate fi bucuros decât numai în Hristos, numai făcând fapta bună. Și după aia vine mustrarea conștiinței. Care omul care face rău e mustrarea conștiinței. Vine chinuirea chinului. Păi de atâta distracție și de atâta plăcomie de bani și de atâta de plăcere și de pofte, după aia noaptea când nu este culci, nu mai este plăcerea, nu mai este pofta, nu mai e lucrumia de man, și mintea ta vin drace și bagă ei, umplu bangă în cap, bam, bam, bam. Ia să vedem câți bani mai mulți trebuie să faci ce a faci. Ia să vedem ce femei mâine ceva mai frumoase să cumperi. Să vedem aia, uite că ai văzut altele mai frumoase, să sunt mai frumoși și cu tare. Și îți vine în cap continuu, o, păi stai că uite una mai vedetă. Adică la bărbați ăștia bogați, că n-ai văzut cum ne lasă pe neveste. Când devin mari bogați, prima dată ce faci? Să o las pe nevastă. Bă, nebunule, păi tu dacă tu ai lăsat pe nevasta ta și ei una mai frumoasă, tu o să ai tu fericire? Bă, bă, tu ăla ce a dat Dumnezeu dar. Ai aruncat darul lui Dumnezeu. Deci, că prima e dar. Nevasta prima, ea este dar. Orice s-a întâmplat, cum, nu știu ce fel, zice Sfântul Apostol Pavel, poți să o lași, nu mai de desfrânare. Dar și dacă ai puterea să o ieți să o ierți. Auzi cum zice Sfântul Apostol Pavel. Poți să o iei și pe a doua. Știi? Dar a doua este... Prima este dar, care ți-o dă. A doua este mila. Păi de ce este mila? Păi este mila că Dumnezeu din milă dă bărbat care e nemernic sau că ce s-a întâmplat, Dumnezeu milă de el nu lasă fără soață, adică fără femeie, că așa a legat. și îți mai dă voie să iei una. Păi dacă mai o și pe a doua, ei pe a treia este blestemul. Da, dar după aia că depresia. Păi de ce ai mă depresie? Păi de ce? Îmi întreabă, -mi, nu te tu dormi? Păi eu dorm când vreau. Păi cum dorm când vrei? Spun, nu spun, dau nume, prieten. Pe păi cum dorm? Eu la ora 3 pun capul în jos, după 5 minute, dacă vreau să dorm, dorm când vreau. Mă pun 5 minute, 10 minute, tot mai asom. Cum bă, te ia când vrei tu, da? Păi seara nu e tot calmant, pentru păi, ce iau, mă calmant? Păi ce iau calmant? Păi ce? Mă culc și eu, de cum când mă culc, că fii atent cum te culci. Ca să știe lumea că face mărturisire, vrei să ai vise curate? Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Te culci în rugăciune? Ești apărat de îngeri. Te culci în gânduri de desfrânare? Păi nu mai demonii vor fi și vor face tot felul de cășmaruri, de desfrânări de tot felul. Dar... Sau te culci în gânduri de afaceri? Nu mai gânduri de demon de afaceri, de te va face coșmar, te va nebuni. Ia culcă-te în rugăciune să vezi dacă nu te culci frumos, vise frumoase, nicio problemă, n-ai de coșmar. Nu mi-ați răspuns încă la întrebare. V-am întrebat când l-ați descoperit pe Dumnezeu. Păi, dar nu știu exact. Dar, dar, cred, cred, eu când m-am dus eu în pușcărie, când m-a dus în pușcărie, am luat o icoană, am o icoană cu Hristos răstignit. Și nu tot timpul mă uitam la ea. Mă uitam cu coada ochilor. Când mă împărtășeam, veneam acasă, o luam, o pupam, vorbeam cu Cristo. Acum sunt frate cu tine, te iubesc cu tata, tata, vorbeam cu el. Ei, cu aia luat-o cu mine în pușcărie și am zis, Doamne, este Hristoase, mulțumesc, mai băgat în pușcărie ca să mă mântuiești. Cu forță. Deci eu n-am cârtit. Și acum eu, dacă boala, de exemplu, mie e boală sau cu tare, eu niciodată nu zic, Doamne, ia-mi boală, cum să-mi ia boala? Păi dacă el mi-a dat-o, cum? Adică eu o să o ia, el dacă el mi-a dat-o? Nu. Fie voia ta. De că de boală înseamnă că știe el de ce a dat-o. Eu tot ce dau eu, eu primesc. Bine, o să spui, bă, Becali, tu atâtea daruri câte ai primit și atâtea bucurii câte ai avut acum, primești și o boală sau cu Nu mai te interesează. Așa este, aveți dreptate voi. M-a lucrat, m-a iubit Dumnezeu așa de tare încât până și boala nu o resping. Adică din dragoste, adică voia lui. Și la pușcărie ziceam, mai scoate-mă acum. Că acum gata, sunt bun, putare într-o noapte când eu nu știam spre mea de Prohodul Maicii Domnului. Și într-o noapte când am Prohodul Maicii Domnului, tot hârtiz într-o cătecica. Și am zis, Doamne, bine că nu mai scos din pușcărie, că mai aveam eu bucuria să, cânte eu în noaptea asta, Prohodul nu că mă spuneam noaptea și cântam. Și făceam rugăciune noaptea, de erau oia, se supăra oia pe acolo, că nu îi lăsam să doarmă. Eu cântam. Continu cântam. Și la un moment dat zis, Doamne, de mai vei scoate din pușcărie și m-a Dumnezeu. Că ne-a văzut toți, au și după trei luni, două luni, amânări. Păi mi-a scos Dumnezeu azi, am, am, avut trei ani jumate, am și până la ani și zece luni. Dacă mă vei scoate, eu că mergeam la biserică numai câte o oră. Nici abar n-aveam, eu ce am sluj, slujbă. Și așa probabil toată lumea zice, slujbă. Nu, tată, nu slujbă. Slujba, slujbă. Dar Sfânta Liturghie, Sfânta liturgie. Fără Sfânta Liturghie nimica nu face. Și eu nu știam, pe rușinea mea, acum știu și eu. Și am zis, doamne, dacă mă vei scoate de aici, nu voi mai merge de la 11 la biserică. Nu ce la 11 la biserică, în timpul liturgiei, dai seama ce nebun. Băi, ce cauți, tu vii la biserică în timpul liturgiei, dezranjezi liturgia. Mă vei scoate din pușcărie, voi merge, nu voi mai merge cu o oră. Eu două ore tot timpul voi merge duminica. Bă, de m-a făcut Dumnezeu de nucă două ore. Eu

Eu liber. A doua zi am trecut pe acolo iar pau și la altă oră. Tot așa, nu știu ca oile. Și zi, Doamne, de mai făcut pe mine liber. Păi ăștia oameni ai făcut pe toți sclavi. Că erau sclavi, dacă ju, ju, la servici, nu? Și mai făcut pe mine liber de fac ce vreau de acum încolo. O să vin în fiecare zi și eu la servici la tine, că nici măcar nici nu mă pui la muncă, de-mi dai să ascult muzică îngerească. Adică la biserică. Și din ziua aia am luat hotărârea și în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Mai înțeles? Deci eu în fiecare zi stau cu Îngerii și cu Hristos și m a lucrat. Vezi, așa lucra Harul. Că nu se poate, că te-am zis de la început. Poți să fii tu cel mai bun om și a băgat Dumnezeu harismele din tine toate. Că a băgat Dumnezeu. Dacă nu mergi la biserică, nu se dezvoltă care harismele și așa rămâi carismă nedezvoltată, adică brânză bună în burdu de câine rămâi. Fără biserică, mica, nimic, 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 nimica, nu se poate. Ați constatat că sunteți liberi. Este tot un dar de la Dumnezeu și până la urmă, dacă vă gândiți, dumneavoastră v-ați născut prizonier în 1958. Păi vezi. Erați prizonier. Deci m-a făcut Dumnezeu din pri... născut, când, dar cum prizonier? Când eram în burta mamei, mama făcea chirpici pentru casă cu bine în burtă. Îți dai seama ce prizonier? Și atunci, toată puterea aia a pământului care a atras o mamă în picioarele ei și mi-a dat o mie în putere, că, de exemplu, bă, bă că mă doare capul, bă, eu nu știu, bă, cum e aia că te doare capul? Nu știu cum este aia că te doare capul. Că nu știu cum este că te doare capul. Niciodată în viața mea capul, cu ce durere? Cu durere pe toată lumea doare. Dar durere de cap nu știu cum este. Dar nu este când nu înțelegi. Sunt... Eu suport. De ce? Pentru că eu suport. Bă, trece! Pe o dată am făcut la amosea, a am făcut... A, la... băgat os. Și a zis, bă, nu vreau să fac antibiotic. Păi ce faci? fă de aia antiinflamator, fă vitamina C, dar nu fac antibiotic. Domnul Becali, trebuie. Trebuie, dar nu fac eu. Când ai durere, mai ai alte gânduri? <laughs> ai văzut? Că e bună durere, ai văzut că e bună? <laughs> păi sfinți că din chinuiau și suportau cum era. Și așa vezi tu că ți-a răspund la întrebare. În pușcărie l-am cunoscut cel mai bine pe Hristos. Știi de ce? Acolo am dobândit cel mai mare dar iar pe care nu-l dobândesc nici călugări de ani și ani și ani. Darul lacrimilor. Cântam în salmi și spuneam grăit, au împotriva mea cu limbă vicleană și cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească ei, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pus am loc, loc, rele loc de bune în locul iubirii mele. Și atunci, cântând lucrurile astea, nu le conveneau că urmam bunătate. Adică mă transpuneam în cânte, în psalmi ăștia, și mă gândeam, bă, nu mai bine am făcut. Păi, mă, să, pe cum să cum să-l bagi la pușcărie pe păi, unul și spui, băi, doamna judecătoare, cât am furat? 800.000 de dolari, ca așa a zis. A, pe care a negociat ca să se îmbogățească. Și a zis, cât m-am îmbogățit? 800.000 de dolari, nu? Da, niciun milion. Poftim, 30 de milioane de euro donații cadou. Cât de hot sunt? Păi dacă tu faci 30 de milioane cadou. Și spuneam că și când se ridică sus oameni de nimic, nelegiuiți în mișună, pretutindem. am toare! Au luat toată pușcăria. Deci, de, de nu vă domnule, nu mai puteți dormi. Din toată inima mea țipam. Erau niște lucruri frumoase, adică cuvinte, una care mă și plângeam. Și de acolo am dobândit și pe Hristos, și credința, și darul lacrimilor. Spuneți că îi cereați lui Dumnezeu să vă elibereze și spuneați, acum m-am făcut bun, dar considerați că ați fost rău înainte? Cel mai rău! Și cel mai rău! Ca să vă spun un lucru. Pe măsură ce avansezi în credință, te vezi pe tine cel mai rău. Eu acum mă văd pe mine cel mai rău. De ce? Păi să spun de ce. Nu că ești bun, că uite faci. Să spun de ce. Păi pentru că noi oamenii n-avem voie, eu n-am voie să mă uit la el sau să știu ce face el. Chiar dacă știu că face, dar eu nu, nu am voie, nu mă interesează, nu gândesc ce face el. Eu nu mai mă uit la oamenii păcători, mă treaba lui. Deci eu păcatul lui nu-l știu, pentru că n-am voie să-l știu. Sau să-l gândesc, că ce păcat face, n -am, că n-am voie. Da, palemele mele le știu. Atunci când tu pal tău îl știi, pal lui îl știi că e zero, că nu-l știi. Și pal tău îl știi, te consider cel mai păcătos om. Așa ajungi sfințenia. Eu n-am voie să judec. Judecam, nu mai spun, nu jurături, făceam. Eu dacă, de exemplu, și cartea asta, orice, stătea așa, în juram, furculița, băi, în furculița, că de ce strâmbă, sau ușa, orice, în jurătură, cotare, dai seama, și multe, și jocul de noroc, toate ce le făceam. Nici nu mai vreau, că dacă ar exista, dar nu se poate asta, zici că zice, vezi, și păcatul meu înainte pururea, zice la Psalmul 50, păcatul tău trebuie să fie înainte pururea, ca tu să te consideri tot timpul, că dacă, de exemplu, a, oh, păi dacă eu știu că m -am... Nu mai știu păcatul meu? Păi înseamnă mă mândresc. Că uite băi, eu sunt curat sfânt eu acum. Bă, stai puțin. Unde tu? Cel mai păcătos ești. E păcatul înainte purui. Ca să te oprească din mândrie. Cu aia ca atracă draci, Care ei sunt în jurul inimii. Că din inimă vin toate, toate ce se întâmplă. Nu din minte sau cu toate, toate vin numai din inimă. exemplu, aș da orice să șterg și alea bune, dar și pe alea rele din viața mea. Să nu mai există. Să nu mai există alea. Că nu mai vreau să mai existe toate păcatele care le-am făcut. Dar nu există, nu există asta. Ele se șterg, dar tu n-ai voie să le uiți. Ți le șterge Dumnezeu? Vezi ce bine face Dumnezeu, zice, la, la, Dumnezeu cum face El. Deci El îți dă posibilitatea în spovedanie, el este un judecător care te duci la preot, mărturisești tu păcatul tu, nu primești nici pedeapsă. Singur tu te osândești și îți dai pedeapsa tu singur sau printr-un mic anon și nu mai primești pedeapsă nici pe pământ, deci nu îți dă nici pușcărie deloc și nici în cer nu mai dă pușcărie. Nu mai trebuie doar să mărturisești, să fii sincer cu tine, cu conștiința ta. Și ai luat împărtășania, care ai văzut, că zice, a, ei se ducă, da, dumne, că mă duc, mă împărtășesc, eu acum de Paște, de Crăciun, mă împărtășesc. Sau cele patru posturi. Băi, dar nu e timpul, timpul împărtășaniei nu este vremea postului, să nu este vreme, vreme de sărbătoare. Vremea împărtășaniei este vremea când inima ta este curată. Atunci este a vremea împărtășanie. Atunci ai sărbătoarea. Când este curată inima ta și conștiința ta. Atunci ai timpul. Nu timpul Paștelui. Paște este în fiecare zi. V-a plăcut celebritatea? Vă place să mergeți pe stradă și să vă recunoască oamenii? A fost o vreme când din cauza de celebritate am făcut toate păcatele. Că din slavă, de șartă, din iubire de sine, pornesc toate. Din iubire de sine, Vrei bani, lăcomie, furt de la altul. Din iubire de sine, pur de aia. Din iubire de sine, te curgi, nu vrei să muncești mult, că vrei să odihnești trupul. Din iubire de sine, mănânci mult lăcomia trupului, că vrei să îi dai lui putere. Celebritate este a slavă de șartă care trece. Și eu nebun. Și acum mi-am dat seama. Ce am câștigat, mă? Ce am câștigat? Am câștigat ceva? Că am avut celebritate. Dacă o țineam în celebritate, poate făceam un infat la meciuri. Acum mă uit la meciuri, zic, la să vedem cine bagă mingea în poartă. Idolatrie. Sunt conștient că idolatrie, dar o am afaceri, las-o țin. În momentul când voi ajunge ceea ce vreau să ajung, nu vor mai fi. Dar acum există și bucurii trecătoare. Există bucurii trecătoare de ce? Pentru că orice reușită lumească, încă sunt în slava deșartă și eu sunt în slava de șart, nu? Din moment ce uh, pun butoane așa, vezi, nu le mai, nu le mai port astea. Acum că fac interviu. Culorile mai ales, spun acum am început să pun culoare pe mine, altă culoare, nu știu, care îmi plăceau. Și le am acolo. O pun pe mine, mi se pare că nu e de pe mine. Stai, mă, ce fac eu, sunt nebun? Și o arunc. Pun negru iar. Nu mai îmi place altă culoare decât numai negru. Dar bucurie trecătoare poate fi, nu știu, o cină cu familia, să ieșiți cu soția dumneavoastră, să petreceți timpul... Unde, 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 unde să ieși? Mă, tu nu înțelegi că bucuria este numai în biserică și în Hristos? Unde să ieși? La distracție? La restaurant? Păi dacă eu la botez... Nu am stat. Am fost b -b botezat nepoata. Am fost la biserică și a zis, bă, bă supărat, nu vă la vedere, eu nu mai merg. Nu mai pot să o suport. Muzica, nu mai pot. Și populară, nu mai pot să o suport. Eu vorbesc cu tine, fac rugăciune, aveți? Eu vorbesc cu tine, dar mintea zice, Doamne, și Hristoase miluiește mă Doamne, Isus Hristoase miluiește mă Când face degetul. Comunică mintea cu degetul. Și eu nu mai făceam. Și nici cu vine se cu adevărat. Și nici Iisuse Hristoase, acatistul, cântam lui Hristos. Și nu mai cântam salmi. Nu mai fredonam, că eu de când mă scol, fredonesc. San, când mai ci Domnul, cu cu adevărat, Doamne Schistoase, cânt, în continuu eu. Păi eu am început să fredonesc. Marie și Mărioare au un par de mă omoar. Și nu cântam, fredonam în, 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 în mintea mea. Mi-a furat el, dracii, mi-au furat gândul și ai bătul când san, îți dau pe Maria Ciobanu ca să uiți, de, să nu mai ai. Vezi cum face? Eu nu mai suport muzică. Nu mai suport muzică. Dacă îi pui muzică... Și am întrebat un părinte, nu mai suport muzica, nici populară. Păi azi, domnul Gigi, știi care-i treaba? Mergeai cu trabantul. Și acum ai început să mergi cu mercedes -ul. nu mai ți convine în trabant. Adică, cu alte cuvinte, mercedes muzica angerească, ascult muzică când intru în biserică și când ascult muzică, uite și acum, mă, tot. Aveți vreo cântare preferată? Cel mai mult și cel mai mult. Adică cea de zi cu zi cea de zi cu zi. Dar este o cântare care este o cântare care când am auzit-o este de multe ori, dar prima dată stăteam în mașină, cântam în continuu o oră, două și cântam, țipam, urlam după, A, și purgeau lacă-i meșuroi. Catavasiile floriilor. Cea mai frumoasă cântare din lume. Nu există mai frumoasă cântare ca și catavasiile florilor. La cea mai frumoasă cântare de zi cu zi, care o iubesc eu, este Heruvicu. Țip și urlu și zic, crezut am, pentru asta, am grăit. Bum, buie lacrime tot. Păi și zic, cei ce îi ce iubesc eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Ce să fie împotriva mea? Păi dacă eu, e Hristos cu mine, că eu îl iubesc pe Hristos. Eu știu că îl iubesc pe Hristos. Și zic, știi că te iubesc. N-ai cum să-l păcălești pe Hristos că îl iubești și nu îl iubești. Nu poți. Păi nu pot să zic tot timpul. Nu tot timpul pot să-i zic, de exemplu, eu la Hristos zic că te iubesc. Nu pot tot timpul. Sunt, sunt timpul și timpul sunt trăit și Și mă uit la el și zic, știi că te iubesc. Că nu pot să-l minți pe Hristos. El știe inima ta. Și ai zis, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Apără-mă. Și nu mai mi-e frică de nimic. Păi dacă mor ce? Vine Hristos, hop, și mai adă mână. Bă, ăsta e al meu. Hai, da ce drumul de aici? Eu câteodată, păcătos fiind, iartă-mă, Doamne, dar vă zic, vă, eu ca Pavel vreau să fiu. Pavel îl iubea atât de mult pe Hristos, încât spunea chiar de ar fi să mă duc în iad, de dragostea ta, nu mă poate despărți nimeni. Când îl văd pe Pavel, văd că vorbesc cu Pavel, că eu vorbesc cu Sfinții, nu vorbesc, vorbesc cu ei. Eu așa vând să vorbesc cu ei. Dacă aveți credință, și când ai ceva și vorbește, te duci la... La cine te duci? La botezător. Botezătorului care a stat în pustie și care știe viața lui. Și zici, vorbești cu el. El te aude. Ochii Domnului spre cei drepți privești și urechea lui la rugăciunea lor. Nu există Dumnezeu să n-audă. Și cei ce fac rugăciune și vorbesc, zice că dreptatea înaintea lor va merge pe pământ. Iar în spatele lor vor fi urmăriți de slava Domnului. Ce e mai frumos decât atât. La care dintre sfinți aveți Evlavie deosebită, în afară de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe? Cel mai mult care iubesc și care iubesc din toată inima și din toată sufletul, din toată puterea, din tot cugetul, este botezătorul pentru că m-am născut în aceea zi cu el. M am născut pe 24 și pentru că erau săraci și că munceau acolo, m-au declarat pe 25, dar eu pe 24 născut. 24 iunie. Da. Botezător. De nașterea botezătorului. De aia și mănăstirea care o fac acolo la Comanca, că am fac o mănăstire, care acolo este mănăște mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul. Dar fac mai multe biserici, una se numește Ioan Gurădeaur, una mai mică. Fac mai multe biserici, adică în mănăstire. Fac vreau să fac cu oraș călugăresc cu mai mulți. Și acolo nu au voie femei să intre deloc. Pe care fac și una de măicuțe care nu au voie bărbați să intre. Este adevărat că acolo vreți să vă retrageți la un moment dat? Visul meu v-am spus care este. Nu voi deduceți. Că se supără familia. Visul meu este să stau lângă tron, nu Domnului, și să fiu cu Hristos. Dar Hristos spune, cel ce iubește mai mult pe tata lui sau pe mama lui sau pe copilul mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. că vrei să fii cu Hristos al lui slujitor, ostaș, lasă toate și urmează lui. E că v-am răspuns la întrebare. Disul meu să fiu cu Hristos. Dar numai că eu, de exemplu, de mic copil, dacă mi-am dorit un pulover la un prieten sau la un... După două, trei zile mi-a dus puloverul la cineva. Sau pantofi, sau nu știu ce. Atât de mult mai bine Dumnezeu de mic de mi-a mi dat semne. Mă pune și un pulover sau un pereche de pantofi, mi l-a dat. Materiale lucruri, nu Mi le-a dat. Atât de mult mai iubit. Orice am vrut în viața mea, imediat a doua zi mi-a dat. Îmi dă Dumnezeu semne și mici lucruri. Adică orice chestiune... Zice un ăsta că toate, un mare de ăsta filozof zice că nimic nu întâmplător, toate sunt subtilități ale lui Dumnezeu care se întâmplă cu noi. Cu mine totul nu numai subtilitate. Ați ctitorit foarte multe biserici, ați sprijinit și construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Unde îl simțiți cel mai aproape pe Dumnezeu. Asta nu... Asta nu, nu poți să știi niciodată. Pentru că tu nu poți să știi când vine El. Adică, de exemplu, se întâmplă când... Zic, Doamne, da, ce s-a întâmplat? Pentru ca să înțelegi asta, trebuie să mergi mult la biserică. Se întâmplă că, de exemplu, n-am avut bucurie. Bucuria este te atinge harul Duhului Sfânt. Adică vine Dumnezeu și se atinge de inima ta. Așa cred că este, nu știu cum se atinge. Că el... Ce. Și atunci a zis, Doamne, dar ce azi nu știu ce s-a întâmplat? Și spre final, pac, vine. Înțelegi? Adică nu știi când vine. Dar cert că vine în fiecare zi. Și atunci, mai aproape Dumnezeu, nu pot să spun unde, când. Pentru că aproape Dumnezeu în fiecare zi. Dar nu pot să spun când, că el știe când vine. Oamenii care știu mai bine asta, înțeleg ce zic. Adică este o putere necreată a halului Duhului Sfânt care te atinge și care, de exemplu, stai în genunchi la momentul ăla. Și spui, adică mie mi s-a întâmplat, de exemplu, nu știu unde eram atunci. Și am zis, Doamne, acum să rămân așa, în genunchi. Adică atâta bucuria era, am zis, deci astea, Doamne, iată-mă, le spun astea ca oamenii să înțeleagă, adică, din trăirile mele. Ca și ei să poată să facă asta. Adică ca să vadă că, că zice că nu trebuie să înveți pe oameni din ceea ce citești. Trebuie să înveți pe oameni din ceea ce trăiești, ca să înțeleagă oamenii. Ca Așa, ha, bă, nu e adevărat. Nu, toate eu spun, le-am citit, le-am trăit, deci nu e minciună. A fost vremea când am zis, -a rămas în genul acolo, Doamne, acum să rămână așa, ca Sfântul să fiind de să să nu mai se termine. Și așa să trăiesc până la final. În genunchi așa am în... zis. Dar în trăirea aia, că nu mai mă interesa nimic. Mai înțeles ce vreau să zic? La un moment dat ați candidat la președinția României. Ați mai face-o astăzi? Atunci am făcut-o dintr-o fie. Din mândrie, din slavă de șartă n mai face. Să spun de ce. Păi da, spun Sfinții Părinți că o rugăciune a unui rugător face cât șapte guverne. Iustin Părbu spune. Păi bă, dacă mă duc acum să fiu eu, de exemplu, prim-ministru sau președinte, păi eu mai am timp de rugăciune eu, pierd și sufletul meu și nici nimica nu pot să fac cât timp petreceți în rugăciune, într-o zi? Normal, normal, nici o secundă a omului nu are voie să fie fără rugăciune. Normal. El trebuie, de exemplu, prima dată rugăciunea trebuie să fie cu gura. A doua, Doamne Iisuse Hristos, cea mai puternică rugăciune din toate rugăciunile. Este cea mai scurtă ca să poată să se fie în mintea ta și în inima ta. Și alte bune. Dar cea mai tare este, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Mai scurt, adică miluiește pe mine păcătos. Dar mai scurt, miluiește-mă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și atunci aia intră în mintea ta și chiar dacă tu o vei zice prima dată, după aia o zici tu. Că intră în tine. Și trebuie să tragi cu respirația pe Hristos când respiri, miluiește-mă. Hristos? miluiește-mă. Hristos, miluiește-mă. Hristos, miluiește-mă. Pentru că El ne-a dat viața, El ne-a dat sufletul de viață. După aia zici cu mintea. După ce se zice cu mintea și dacă trăiești viață curată și cu tare, ea zice cu minte. cu inima din cu mintea, cu inima din minte lucrătoare. Inima lucrătoare. Adică cum? Adică o zici mintea cu inima, dar zice inima în colaborare cu mintea. După aia din inima, mișcătoare. Adică nu mai gândește mintea. Inima zice rugăciunea, și dormi în continuu, zice rugăciune. După aia zice din inimă curată, când Duhul Sfânt mișcă inima, intră Hristos în inima ta și zice Hristos rugăciunea Duhul Sfânt, mișcă inima spre rugăciune în continuu și după aia văzătoare care vorbești cu Dumnezeu și oamenii ăia când ajung acolo, nu știu dacă sunt acum, dacă există, s-ar putea ăia nu mai sunt pe pământ așa ca un fel de ăștia, migrați pe pământ dar ei trăiesc de fapt în ceruri ei, 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 ei sunt cu sufletul și cu mintea lor în cerul cu Hristos, cu Dumnezeu numai că îi vezi așa, pu, fizic depinde și de funcție de cum trăiești Că dacă ai o viață și trăiești într-o viață de da, asta tumultoasă și cu muzică și cu alea și cu alea, e greu să o dobândești. N-am ajuns încă la stadiul ăla. De aia spun că sunt zero. Când măcar voi ajunge rugăciunea din minte să ajungă în inimă, atunci să zic slavă Domnului pentru că Dumnezeu el, el, el îi trebuie atâta să i dai și el face un miliard de pași. Mai atâta trebuie să se face. Înțelegi? Iar m-a întrebat pe mine rugăciune, nu pot să știu cât. Pentru că eu rugăciunea de când mă scol, până mă culc eu o fac. Înțelegi? Uite acum vrând nevrând o zic, adică eu vorbesc cu tine, dar ea în mintea aia se duce și acolo. Înțelegi? Și ea mă inspiră și să vorbesc cu tine și să zic. Și de aia vreau să fiu din ce în ce mai puternic, mai puternic, mai puternic, mai puternic ca să ajung acolo. N-am ajuns pe calea duhovnicească, că zice pe calea duhovnicească, zice Nicodima Gheorutu în paza celor cinci simțuri. Vezi? Dacă păzești ochii, că ochii sunt cei mai mari hoți care fură de la distanță. Niște brațe mari, lungi, care fură. Cu gura, lăcomia pântecelor. Adică, deci, ochii, gura, urechea. Adică, dacă auzi muzică și alea, și alea, și alea, și alea, așa te duce la nebunie. Ba, 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 eu la discotecă, acolo, fac nebunie, ba, 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 ba e excită pe urmă nebunia, pe urmă, vor desfrânări. Și mai vor și droguri și alte. Că nu mai le place vor altele multe senzații mai tare pofte aveți? Pofte alimentare, de exemplu. Păi, dar nu ți-am zis că eu sunt păcătos. Dar mi-a Dumnezeu dar ca să pot să am înfrânare. Adică de ce am înfrânare? Vezi cum a venit la început acum. Vezi cum vii? Moartea. Gândul la moarte. Mă mor. Pentru ce mănânc acum? Dar nu mai mănânc. Nu o să mor. Pentru ce dau și gros sângele? Că dacă îngroși sângele, sângele dă cutare și dă cutare și de la sânge dă cutare până dă sămânță. De la grăsime și de la alea. Și nu e bine. Nu mă eu spun toate lucrurile așa cum sunt ele, cum a făcut Dumnezeu omul. Ca să înțeleagă omul pe înțelesul lui. Înfrânare. Păi că dacă, de exemplu, de ce e postul? Păi pentru că el, dacă tu postul când înfrânezi trupul, de fapt îl educi pe trup. Adică cu alte cuvinte spui, băi, eu ție nu îți dau ce vrei tu. Adică cu alte cuvinte, băi, eu sunt stăpânul tău, eu. Trupul trebuie să fie o slugă surdomută. Așa zice Nicodim Aghiorut. Trupul să fie o slugă surdomută. Adică, băi, eu îți dau ție ce vreau eu, eu sunt stăpânul tău. Dacă ajunge trupul să te stăpânească el pe tine, apoi la revedere, tată. Că după aia ai dai de toate ce vrea el. Vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia. Și după aia, la vedere. s-a dus iadul. Că după aia ești lugitorul ăla. Le transmit oamenilor așa. Din ce am citit și din ce am experiență am trăit. Dacă vor binele în casa lor și să aibă bucurie și ca să lucreze celelalte virtuți, că nu stăm acum să le Studiem. E simplu. Că o, toți oamenii pot dobândi. Biserică. Biserică, 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 biserică. Și după biserică, fără să-ți dai seama, vei dobândi virtuți. Și încet, 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 încet se vor întări se vor lega virtuțile și vine bucuria bucurilor. Și rugăciune, 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 rugăciune. Dar nici rugăciunea nu poți să o faci dacă nu mergi la biserică. Vă mulțumim pentru toate aceste mărturisiri, exact cum a spus dumneavoastră, și pentru că le-ați îmbrăcat atât de frumos în uh, cuvintele Sfinților părinți. Eu nimica. Eu doar am vrut să spun ce-am citit și ce-am trăit să le spun la oameni. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Vă așteptăm sâmbăta viitoare la aceeași oră. Pe curând!